Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. Da, nu-mi ies din cap imaginile pe care le văd transmise de televiziuni, pe net. E copleșitoare tragedia poporului turc și a sirienilor, că și sirieni în partea de nord sunt, au fost loviți. Suferința, disperarea, durerea sunt absolut cumplite și cu tremurile de zile trecute au distrus mii de clădiri doar în Turcia. Mult mai greu de aflat ce se întâmplă în Siria. Unele cartiere din Turcia arată ca și cum ar fi fost lovite de o bombă nucleară. Au început să apară imagini, presupun că le-ați văzut, filmate din aer. Sunt, arată ca orașele bombardate de ruși, ca Mariupol. Sunt, sunt grămăjoare de moloz, da, peste străzi, tot. Străzi transformate în moloz. Mii de morți, probabil vor fi zeci de mii până la sfârșit. Tragedia e amplificată de sentimentul ăsta de neputință. Oricâte echipe de salvatori au trimis țările din jur și oricâte echipe a desfășurat statul turc în zonă, oricâți voluntari sunt deja pe teren, tot e prea puțin. Oamenii, astea sunt sfâșietoare imaginile astea. Oamenii aud, am văzut înregistrările, se aud strigăte deznădăjuite de sub mormanele de dărâmături și nu poți să-i ajuți. E o suferință absolut inumană aici. Rar am văzut imaginea de dure. Am văzut ieri, asta cred că era în Siria, cu doi copii, frate și soră. Suriora cred că are 8 ani sau ceva de genul ăsta. Sunt prinși sub dărâmături, se poate vedea așa cum își ține în brațe și își mângâie frățiorul, care are vreo 3 ani și nu pot fi scoși de acolo. Sau nu puteau fi scoși. Mai e o imagine foarte puternică cu un cetățean turc, dacă nu mă înșel, care își ține de mână fata în vârstă de 15 ani, prinsă, da, și decedată. Era în patul ei, acolo a prins-o cu tremurul, da. Și o ține de mână, pur și simplu doar mâna ei se puțin. Da. Și văzând toate astea, e inevitabil, cel puțin în partea asta de țară, în sudul și în estul României, da, nu putem să nu ne gândim și la viitorul nostru. Adică aici știm ce înseamnă cutremurele. Îi invidiem pe ardeleni, deși au fost cutremure de suprafață în Banat foarte puternice și cu multe pagube în urmă cu vreo 20 de ani, dar noi aici, în partea asta, știm că inevitabil o să ne confruntăm și noi cu un seism mare la un moment dat. Sper din toată inima că nu atât de devastator ca în Turcia, dar nu avem cum ști. Asta este problema, nu știm. Dar știm că va veni. Și cum ne pregătim pentru asta? Dincolo de faimoasele reconsolidări care nu se fac niciodată în capitala României, în București, deși înțeleg că sunt bani pentru asta, vreo 30 de clădiri reconsolidate în 30 de ani, în condițiile în care sunt sute cu bulină roșie. Dar dincolo de asta, la nivel personal și ca societate, că e important. Adică v-aș întreba, prieteni care sunteți pe frecvență în dimineața asta, care credeți că vor fi cele mai mari probleme cu care ne vom confrunta atunci, când o să fie? Că va fi. Că dacă putem anticipa, putem cumva să le și anticipăm sau să facem presiune asupra autorităților să întreprindă ceva ca să evităm problemele astea. Deci sunt două dimensiuni. La nivel personal, cum ne pregătim noi fiecare pentru momentul acela, ce vom face, dacă știm ce trebuie să facem și dacă suntem deja gata, sau la nivelul comunității, al societății. 0372069599. Vă dau eu un exemplu primul. Ce cred eu că va fi una dintre problemele mari când se va întâmpla, ce se va întâmpla, este că toată lumea va încerca, milioane de oameni vor deschide telefoanele și vor încerca să sune pe cineva. Să vadă dacă s-a întâmplat ceva. E ok, e în regulă. Iar asta va însemna blocarea liniilor telefonice. S-a întâmplat și la seisme mai mici, care au fost până acum în România, că lumea s-a speriat foarte tare. Se întâmplă de revelion, când lumea se sună să felicite și vrei să nu se întâmple momentele alea, când oricum o parte din comunicații vor ceda, pur și simplu. Păi momentele acelea va fi crucial ca liniile telefonice să rămână libere, astfel încât să poată cere ajutor cei care chiar au nevoie de ajutor. E instinctual să suni către copilul tău, către părinții tăi, știi? Și atunci, cred că mulți nu se vor, adică nu se va mai gândi nimeni atunci. Toți vom pune mâna pe telefon și vom încerca să sunăm pe cineva. Da, vezi, aici cred că ar trebui un efort educațional major din partea statului român să organizeze o campanie de informare în care să spună, dacă ești ok și totuși poți, încearcă să nu suni pe nimeni dacă n-ai nevoie, să suni pe cineva dacă n-ai nevoie de ajutor în momentul ăla.
Știi? Cinic vorbind, dacă nu ți se răspunde la telefon de partea cealaltă a orașului, ce faci? Nu prea mai ai ce face. Da. Adică te duci oricum în partea aia. Ăsta ar fi un lucru. Traficul auto se va bloca, traficul auto ca de obicei. Toată lumea va ieși la seism, la o zgâlțială cât de cât semnificativă, vor ieși, toți vom ieși în stradă încercând să ajungem undeva. Și asta va însemna mai puțin loc pentru ambulanțe, pentru pompieri, pentru echipele de intervenție, pentru echipele de reparații gaze, rețele electrice și așa mai departe. Da, nu e o discuție ușoară, dar vă provoc să o avem, că trebuie să ne gândim și la asta. 0372069599. Care credeți că vor fi principalele probleme cu care ne vom confrunta noi la nivel personal și noi ca societate în momentul în care va veni un seism puternic? Sunați-ne să vedem la ce ne așteptăm. 0372069599. Care credeți că vor fi, că va fi principala sau vor fi principalele probleme cu care ne vom confrunta în România în cazul unui seism puternic, ca în 7-7 sau chiar mai mare? Multe mesaje, multe telefoane, vorbim imediat. Vreau să încep cu un mesaj de la Val, ascultătorul nostru Val, care spune că el crede așa, că la orașe lipsa internetului va crea panică, egoismul va fi imens, va fi o aglomerație mare pe drumuri, criza se testează la maximum altruismul și el crede că așa cum se face reclamă sau, mă rog, se transmit mesaje de informare cu pericolul consumului excesiv de sare, la fel ar trebui făcut și cu mesajele pentru pregătirea pentru cutremur și făcute exerciții de criză majoră națională, pentru că memoria reflexă este singurul lucru care funcționează în starea de șoc. Corpul face ce a repetat să facă în timp ce mintea se blochează de frică sau de durere. Lucruri simple, cum învățăm la școală. Nu atingeți firele căzute la pământ. Și asta a repetat tot timpul și îți intră în memoria reflexă. Informații care ar trebui puse în manualele școlare, să fie citite de ochi, chiar dacă nu înțelese asumate pe loc, subconștientul are informațiile respective, spune Val, să fie făcute exerciții de cutremur în școli, în zile alese aleatoriu, să fie pregătiți copiii cu ce și unde trebuie făcut, câți pași sunt până în curte, câte uși până în adăpost și așa mai departe. Bună dimineața, Alexandru. Bună dimineața, Alexandru. Bună dimineața. Bună. Te rog. Problema majoră ar fi infrastructura intraspitalicească, zici. Spitalele vor fi puse în dificultate pentru că și ele vor fi afectate de urmările seismului. Da. Iar medicii vor trebui să se mute pe teren. O trebui închisate unități mobile, va fi o criză acută de sânge și în Turcia se întâmplă, se face apel, cei de la Galatasaray au făcut apel ca donatorii de sânge să meargă să doneze pe stadion și nu mai sânge, medicamente. Sunt aici două aspecte. Odată desfășurarea de spitale de campanie, lucru care trebuie făcut și autoritățile cred că pot face asta sau exercițiu deja făcut. Și doi, afectarea spitalelor care există deja, spitalele construite. Am vorbit ieri cu Cătălin Tolontan la ora 9, nu știu dacă l-ați urmărit, care vorbea despre două spitale foarte mari din București care sunt sub risc seismic. Ori acolo, da, ar trebui intervenit. Poate ar trebui construite spitalele municipale, despre care tot vorbeam, și cele regionale, adică, serios, nu poate România să construiască măcar câteva spitale mari alături de centre urbane puternice? Robert, bine ai venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Cea mai mare problemă se va crea haos. Se va crea haos din cauza faptului că noi nu avem... zicem așa, cultură, sau nu avem oameni de specialitate care să ne învețe ce să facem în aceste situații critice. Eu te contrazic, să știi că avem oameni care pot face asta și dacă nu putem importa modele. Problema e că lucrurile astea trebuie oferite populației, adică aceste proceduri, modele de reacție, trebuie oferite și repetate, astfel încât oamenii să înțeleagă. Ok, ieri la emisiunea lui Cătălin Stribea am aflat că, de fapt, IGSU are în componență doar doi oameni de specialitate în situații de urgență cu tremure. Unde avem acei oameni? Eu vin și te întreb, în Bacău, de exemplu, pentru că eu locuiesc în Bacău, câte astfel de exerciții s-au făcut? Bună observație. În zonă sunt două mari baraje, de la Valea Uzului și de la Bicaz.
dacă Doamne ferește se sparge unul dintre ele, ce facem noi populația Bacăului? Pentru că, după cum știm din auzite, din vechi ani, da, de la oameni cu specialitate, să zicem așa, cu știință, Bacău și multe alte orașe sau comune din zonă ar fi rase de pe fața pământului. Da. Eu acum, la ora actuală, la 40 de ani, eu nu știu ce trebuie să fac. Eu nu știu, în afară de acele ore școala altfel, în care învățătorii sau diriginții își au copiii și duc sau cheamă la școli oameni din poliție, din ISU, pentru anumite informații, ministerul nu face absolut, nu educă copiii. Cred că asta e și o problemă, cred că e și o problemă a autorităților locale și cred că nimic în afară propriilor limite intelectuale nu împiedică autoritățile locale, consiliile județene în astfel de situații, primăriile, să se gândească la planuri de informare și la exerciții pentru populație, pentru copii, astfel încât oamenii să știe ce trebuie să facă. E o chestiune de responsabilitate față de comunitatea pe care o conduci. Așa mi se pare mie. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, probleme foarte importante și apreciez ce au spus antevorbitorii, că au sesizat pericole, chestia cu spitalele, care sunt foarte multe spitale vechi, au suferit niște consolidări pe hârtie, de multe ori s-a dat cu var pe stâlpii de rezistență, s-a numit consolidare și asta știm, cu contribuția directă a managerilor numiți politici. Pe de altă parte, în București, și cred că în toate orașele, mai există un risc. Nu numai clădirile cu bulină construite în perioada interbelică, dar și clădirile construite până prin anul 2000, când nu s-au mai respectat norme de rezistență, s-a făcut un rabat la materiale și de către investitori și de către constructori. De multe ori arhitecții au dat în judecată constructorul, s-au făcut supraînălțări. De pildă, autorizația se obținea pentru 5 etaje și se mai construiau 4, ca fiind amenajări exterioare, design, nu știu mai ce. Da. Și asta vă dați seama. În al doilea... Ați văzut cum cădeau blocurile acelea de 10-12 etaje? Exact, și eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Asta mă gândeam. Știm că există un complex imens la Șoseaua Nordului care a fost subiectul unor procese, dezbateri. Oamenii de acolo sunt nebuniți, că ei spun că locuim într-un mamut cu picioare de lut. Și doar acela, dacă va cădea, va fi o imensă problemă. Formă. S-a văzut experiența în tragedii de grup în clubul bucureștean, care a luat foc, da? Colectiv, da. Și s-a văzut... Da, corect. Exact, exact. S-a văzut și competența celor de la ISU, s-a văzut și capacitatea unor spitale. Gândiți-vă că vor fi de 1000 de ori mai mulți în condițiile în care vom avea spitale căzute, exact cum va fi haos pe străzi, da? Vor fi accidentele rutiere secundare, pentru că oamenii nebuniți nu mai contează. Și va mai fi o mare diferență dacă se produce ziua sau noaptea. Da, foarte bună observație. Vă dați seama că noaptea panica va fi amplificată. Psihologic, nu, contează și anotimpul, categoric. Probabil că mulți dintre cei prinși în dăsub de rămături vor muri sau vor avea degerături catastrofale. De hipotermie, da. Exact, exact, asta este. Dar mă întreb altceva, în orașele mici și mijlocii, câte echipe de salvatori există? Da, unul dintre orașelele lovite și distruse în proporție foarte mare în 1977 a fost Zimnicea. Da, acum ați văzut că a apărut și un film, cum că de fapt n-a fost așa, că a fost demolat ulterior, că se raportase lui Ceaușescu cum că a căzut, de fapt nu căzuse. A apărut și un film bazat pe mărturia unui fost prim-secretar de partid, prim-secretar de județ, în sfârșit. Nu știu care e adevărul istoric acolo, bănuiesc că a fost lovit de unda seismică, dar da, sunt multe, multe orășele mici, cu construcții improvizate, cu tot felul de... cu metri care au funcționat. Mulțumesc pentru intervenție, Daniel. Mihai, bună dimineața. Observații. Bună, Mihai, da, te rog. Mihai, dacă ești cu noi? Bună dimineața. M-a auzit? Da, te auzim foarte bine, te rog. Bună dimineața, Mihai de la Brașov. Salut. Populația poate fi anunțată, este obligatoriu prin lege. În 163, capitolul 6, spune foarte clar că trebuie firmele, societățile comerciale și instituțiile publice trebuie să facă exerciții de cutremur și incendii, cel puțin de 2 ori. Okay. Bine, dacă vorbim de spitale sau școli, de 4 ori. De 4 ori pe an. Iată, habar n-aveam. Și de câte ori se fac astfel de exerciții? Pe firmele de protecție a muncii și de TU
Da? Sunt obligate prin contract să o facă. Societățile comerciale, orice societate comercială are un responsabil. Noi facem aici exerciții de evacuare pentru situații, mă rog, noi zicem că e de incendiu, dar facem exerciții de evacuare. Putem, situație, nu, putem face alarma, și de incendiu, da, și de cutremur, pentru că sunt minim de două ori, poate face administratorul inopinant, îl ia de mână pe responsabilul SSM și cadrul tehnic PSI, îl ia de mână și haideți. Mulțumesc haideți mult pentru această informație. Sincer, nu știam că există o lege care obligă companiile, adică vă dați seama, sunt angajat de peste 30 de ani, dacă nu, așa, da, mai mult de 30 de ani și pe cuvântul meu, de-abia acum am participat la niște exerciții de evacuare, asta, aici în sediu ăsta, deci administratorul acestei clădiri face asta. Da. Mă întreb, și am obișnuit că câte companii, de câteva ori și am ieșit. Da, știm ce trebuie să facem, e foarte bine, dar mă întreb câte companii din țara asta fac totuși așa ceva, deci e o indolență și cred că până la urmă, sigur, trebuie să facem presiuni ca autoritățile să pregătească populația mai bine, dar cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne pregătim noi înșine, fiecare pentru noi, să fim singuri o perioadă, noi și cu familia noastră, o perioadă până când va reuși statul să se trezească din seismul respectiv. Intrați pe acest site, fiipregătit.ro, și vedeți ce trebuie să faceți ca să fiți pregătit pentru o situație extremă, o situație de urgență. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.